La vulture se dedică lui Mihai Bandac. 5 octombrie 1979. L-am bătut pe vulture pe pana lui. Cu crivățul cuvântului eu l-am bătut. Să stea în aer locului văzut și nevăzut. Și apoi la piept cu totul mi l-am pus, să încălzesc mintea lui proastă. I-am dat un cui ca să-l mănânce din Isus. Căldura mea i-am dat-o de nevastă. Și ginere mi l-am făcut pe vulturul cel zburător și l-am cântat și l-am tăcut cu dulce dor. Nikita Stănescu. Pe la jumătatea anilor 60, s-a evit în lumea culturală bucureșteană, făcându-se numai decât observat, un tânăr de vreo 25 de ani, neliniștit și energic, aducând odată cu traista ancestrală, unde ținea pensula și culorile meșteșugite de țăran, un aer de vitalitate alpestră, hiperboreană. Acest tânăr numit Mihai Bandac, venit din nordul străvechi și pur, dintr-o lume pe care istoria nu a atins-o, făcută parcă să se conserve de la geneză și până în vecii vecilor, este marele pictor de azi, un om matur și lucid, pentru care arta e o biruință a purității împotriva beznelor spaimei. Cu greu s-ar putea închipui un mai profund rapsod al teritoriilor românești, un mai exultant suflet aflat în adorație, eminescian inconfundabil, crezând cu tărie în civilizația codrului, a bărăganurilor fără de sfârșit, a munților uriași, a nopților getice, a iernilor de la capătul pământului, unde totul este uitat de timp, unde liniștea potopită de vegetație, pură, grea, înțepenită aici pentru mii de ani, străjuiește imaginea fericită a lumii. Și dacă la absolvirea facultății Mihai Bandac era de mult o glorie studențească, una din acele figuri, capete de promoție pe care restul colegilor le privesc cu admirație și uneori cu o ușoară pismă, dacă îi recunoșteau talentul incontestabil, la prima expoziție națională a tineretului din anul 1967, expunând alături de toți colegii de generație, absolvenți ai Institutelor de Artă din București și Cluj sau a Institutelor Pedagogice de 3 ani, numele și pictura sa aveau să impună cu autoritate și definitiv. Debutantul Mihai Bandac se detașează prielnic de majoritatea coexpozanților prin cele două peisaje, Nopți de Mai și Toamna în Țara Hațegului. Petru Comarnescu, România Liberă, 30 iunie 1967. Remarcat și semnalat pe primul loc și cu generozitate în cronicile dedicate Marii Expoziții a Tineretului, debutul său spectaculos și insolit avea să stârnească legitime speranțe,
legate de continuitatea și destinul colorismului românesc. Avea să inspire până la admirație condeele inconfundabile și râvnite de atâția a regretaților și irepetabililor critici Petru Comărnescu, Nicolae Argintescu Amza, Ion Frunzeti. A fost considerat fără rezerve de către Petru Comărnescu drept cel mai original și personal debut, autorul unei viziuni inconfundabile, fascinante și mai ales poetice, încântătoare. De către Nicolae Argintescu Amza, drept un dar prețios făcut artei românești, iubitorilor de frumos, posesorul unei certe sensibilități cromatice, a unui rafinament de excepție, în același timp tineresc și matur, a unei prospețimi și spontaneități bine cumpănite, lucru cel mai greu de obținut pe lume, dar mai ales a unei muzicalități și grații cu care sunt modulate viziunile de la dramatic, stenic, neoprimat, până la nostalgic, cu suave transfigurări de doină. Cu aceeași memorabilă ocazie, dar mai ales în etapele următoare, cu prilejul altor manifestări de prestigiu ale epocii unde Mihai Bandac era prezent, Ion Frunzeti, unul dintre cei mai apropiați, calzi, entuziaști și neobosiți admiratori ai pictorului, saluta descoperirea unui filon aurifer în personalitatea de excepție a încă tânărului artist. Alăturându-l fără ezitare lui Gheață, Baba, Ciucurencu, din perspectiva tranșanței stilistice, îi definea pertinent această dimensiune, considerând-o prevalent lirică, lipsită de retorică, servind de fiecare dată în aceleași raporturi muzicale, dar în altă gamă, ca pretext doar pentru un cântec de o infinită subtilitate lirică, modulat pe toate portativele spectrului solar, de fiecare dată același cântec, de fiecare dată alt sentiment. Moduri majore de organizare a unei viziuni intuite de un agent stilistic colectiv, poporul, tablourile lui Bandac, afirma marele critic, vor fi integrate în mod sigur în istoria gândirii noastre plastice. O mitologie solară proprie popoarelor agrariene constituie substratul adiacent al imagisticii acestui artist, mereu aflându-se în teritoriul unei admirabile discreții cromatice, fiorul lirismului eminescian regăsindu-se plenar în opera sa. Model de lirism românesc, descendent direct ca spirit din spiritul artei bimilenare a acestui neîndeajuns de binecunoscut nobil popor, urmaș al dacilor celor nemuritori de care vorbea Herodot, închinător al zeului panic și solar în același timp, Zamolxe. Bandac este un pictor al dorului, al dorului de a fi întreg într-o lume de fragmente. El alege și recompune un univers de o mare noblețe spirituală în care triumfă lumina, elementul superior, în jocul ei cu materia înderută. Cu prilejul participării sale la a patra ediție a Festivalului Internațional de Pictură de la Cannes-sur-Mer, o replică a marelui festival cinematografic, devenea vedeta incontestabilă a manifestării la care participau pictori din cele 5 continente. Cu ocazia decernării Premiului Național pentru România, comisarul general al festivalului, Pierre Apesteghi, exprimându-și fără rezerve admirația față de valoarea și succesul internațional al tablourilor expuse de Mihai Bandac, într-o scrisoare memorabilă, în numele publicului, al juriului și al său personal, felicita la modul cel mai călduros și ruga conducerea și întreaga breaslă a pictorilor români să primească expresia înaltei sale considerații pentru talentul deosebit al compatriotului lor, pentru calitatea de vedetă a picturii românești
și deopotrivă a întregului festival. Așa începea cariera internațională a tânărului pictor. Ca un prim efect al acestui adevărat Palme d'Or, în 1973, la inițiativa guvernului italian, la prima sa ieșire în afară, cu o mare expoziție la Academia di Romania din Roma, Italia, și una din puținele ocazii când a scăpat de incredibilele blocaje și interdicții, la impactul cu publicul și specialiștii italieni, a stârnit cele mai înalte elogii. Pictura sa fiind considerată de o vrajă unică, reprezentativă pentru spațiul și lirismul românesc. Mihai Bandac este azi poate unul din cei mai cunoscuți exponenți și interpreți ai filonului unei picturi tipic românești. El ne prezintă opere de o vrajă cromatică unică, introduce semne de puternică energie și valoare semantică. Gianluigi Biagioni Gozzoli. L'Osservatore Romano, ziarul Vaticanului și al doilea ca importanță din lume, într-o mare exegeză ce i-o consacra în 10 iulie 1973, gest nemai întâlnit față de vreun artist român, menționa: Bandac, funcție de o mereu întărită identitate dacolatină, pe urmele glorioase ale lui Ion Andreescu, Teodor Paladi, Ștefan Lucian și Alexandru Ciucurencu, este purtătorul unor valori neefemere și ne îndeamnă mai ales la reflectare asupra spiritului, capabil să treacă peste ideologii și sisteme ce tind să-i limiteze libertatea de a se manifesta în om și pentru om. Atunci, cu această minunată ocazie, a avut loc poate cea mai importantă și mai semnificativă întâlnire din cariera sa artistică, aceea cu Giulio Carlo Argan, cel mai mare critic și istoric de artă pe care l-a cunoscut epoca modernă. Vrăjit de universul colorat al pictorului, născut în țara ce dăduse lumii mari spirite și mari artiști, precum și cea mai strălucitoare artă țărănească cunoscută, la vernisajul memorabil al expoziției lui Mihai Bandac, în prezența elitei culturale din Cetatea Eternă, Giulio Carlo Argan saluta mesajul inconfundabil adus de tânărul artist român, subliniind în alocuțiunea sa distinsă și entuziastă valorile speciale ale acestei picturi, ce îl interesau cu precădere în acel moment de criză. Nivelul intelectual foarte elevat, încrederea în oameni, în realitate, în istorie, care, din păcate, în alte părți s-au pierdut și mă tem că poate pentru totdeauna, îl remarca prestigiosul critic în cazul lui Mihai Bandac. Aceasta având să fie în continuare, de fapt, și tema principală a corespondenței cu care avea să-l onoreze pe artist, deturnată, din păcate, de cele mai multe ori de către organele represive ale vremii. Ecoul european și mai ales italian al expoziției, din nefericire, nu avea să fie urmat și de rezultate concrete, practice. Interese oculte, cu instrumente specializate, anihilând din premiză toate relațiile cu cei din afară ale pictorului. Nu mă întreba
dar se pierde și mă atrage către pictura lui Mihai Bandac o elevată puritate a sentimentelor, o noblețe a gândului și o distinsă exprimare. Obstinată și semnificativă este reîntoarcerea la locurile pe care le-a cunoscut bine. Le-a trăit, aș zice, la locurile de unde astăzi culege cu melancolie fructele incerte ale amintirii. Toma Caragiu. În țară însă, vestea acestui succes al artei românești, în mediile celor dăruiți picturii adevărate, tradiției nobile a colorismului românesc, s-a transformat în sărbătoare. Venind din Maramureș, Mihai Bandac ne aduce de acolo energia blândă, puterea niciodată dezlănțuită spre destrămare, convertită în fior liric. Tot așa cum fabuloșii oșeni care coboară legenda până în concretețea gărilor și zarva străzii sunt în realitate niște candizi. Vasile Rebreanu, contemporanul, ianuarie 1981. Mihai Bandac nu mai era o speranță, era o certitudine. Se integra în patrimoniul și circuitul de valori autohtone, autentice și indiscutabile, în pofida tuturor obstrucțiilor și interdicțiilor, uneori de o violență nemai întâlnită. Codrule cânteam trecută mă. Visate, aceste viziuni poetice, stranii, sunt născute din adevărurile unei naturi retrăite, dar nu în esența ei geografică sau pitorească, ci în transfigurarea forței sale emoționale și psihice. Bandac este un poet al unor stări delicate și fine, al unor retrăiri interioare adânci. Sunt stranii reîncarnările și drumurile acestei poetici, născută dintr-un simțământ direct sau dintr-un gând precis, purtată însă ca o amintire nostalgică, la granița dintre vis și realitate. Svetlin Rusev, artist al poporului, Sofia 1978. Opera sa inconfundabilă, anotimpurile sale, își urmau drumul greu, dar sigur, către eternitate. Avea lângă el, prin vocație și destin, pe cei mai lucizi, dar și mai motivați artiști, scriitori, critici ai epocii. Cu toții, dăruiți acelorași interese culturale naționale, acelorași cauze de salvgardare, etalare și impunere, atât în țară, cât și peste hotare a conceptului,
strategiei și simbolului eminescian. Eminescu era luceafru care ne lumina și care își manifesta atracția. Cum spunea Nichita Stănescu, România are 100 de poeți buni, 50 de poeți foarte buni, 10 poeți de geniu și un singur Eminescu. Sau când ne era nouă mai greu așa, de multe puncte de vedere, și se întâmpla să fie el prin preajmă, spunea, mă, fraților, mă, dragilor, mă, bătrâni, știți expresiile lui, mulți, foarte mulți ar dori să scrie măcar un singur vers ca Mihai Eminescu, dar nimeni, absolut nimeni, n-ar accepta să trăiască măcar o singură clipă din viața lui. Aveau să-i fie alături, la bine și la rău, asigurând pe cât le stătea în putință protecția atât a operei cât și a personajului Bandac, neînregimentat, boem, radical, deci incomod. Nu mai ascultați pe nimeni vorbi despre poporul român. Ascultați-l numai pe el, pe popor. Ascultați-i doinele, baladele, cântecele de uliță, de veselie, de petrecere, horele sale. Veți afla în versurile acestora și veți simți în inconfundabilele și inegalabilele melodii ce crede el despre lume, viață, despre dragoste, despre univers, despre el însuși. Spunea pictorul cândva, cu un fericit prilej celor veniți la muzeul satului, să-i întâlnească pe oșenii și mărămureșenii lui. Răjitorul cotului văzui umbra soarelui, alergând pe iarba să fi fost umbră de mort, de soldat tânând o creangă, sau viața mea întreagă. Care n-a mintit, n-a fost, în numele unei ideale ierarhii de valori naționale, așezat de acum înainte alături de nume consacrate, era considerat semnatarul uneia dintre cele mai puternice și strălucitoare maniere picturale, aflată în zona fenomenelor simptomatice și solitare, a creatorilor de stil capabil să propună o sinteză inedită sau o reformulare în teritorii ce păreau epuizate. Plasat în descendența celor mai solide lecții ale plasticii europene, el era totodată și mai ales continuatorul celor mai înalte tradiții ale colorismului autohton, sinteză inefabilă de solidaritate apolinică și dionisiacă, de elegiacă nostalgie și frust panteist vitalizant. Mihai Bandac e o poveste luminată cu vișini. E un lup care numără plopii spre a-i găsi fără soț, asemeni marilor poeți. El schimbă lumea în iarnă ca să tragă sănii pline cu copii
și să deseneze iepuri rozând tulpini de crin. Dacă se face primăvară, caută un deal pe care să înflorească palid și tăcut ca o noapte de bal în care au murit lăutarii și stafia lunii umblă cu găleata să adapte herghelii de cai vers pe pereți în care se sprijină domnișoarele nemăritate. Câte pâlcuri de salcâmi ațipiți fac hotarul verii. Se așează pe obrazul lui Iulie o poartă de Maramureș, ca să fie August, cu nările în izvoare. Bandac e prieten cu Dumnezeu, care se plimbă printre culori cu luna în turul pantalonilor. Fănuș Neagu, martie 1979. În casa bandacului străjitorul podrului văzui pruncul lumine. Și-o turmă cu șapte miei. Să fi fost codrubii sa, considerat prea personal și orgolios pentru a practica epigonismul confortabil și profitabil, propunând o viziune modernă din perspectiva unei preocupări atemporale pentru culoare, formă, sentiment și logică, conținând datele specifice și de neînlocuit ale adevăratei picturi de substanță, Mihai Bandac, pentru care culoarea însemna condiția primordială a existenței și singura modalitate de a o transcrie în scara emoției artistice, realizând cu mijloace numai de el știute o sinteză originală între autonomia structurilor purtătoare de memorie și cea a culorii redevenită ea însăși, era apreciat totodată de același cald exeget Virgil Mocanu ca un pictor al rostirii esențiale, un artist al dorului și al spațiului originar. Tot el este acela care își îndemna contemporanii, vrăjiți de personajul Bandac, cu bonomia, candoarea și maliția sa, să nu rateze șansa unui dialog fertil cu unul dintre semenii de o superioară calitate, șansă unică, poate, de a întâlni culoarea pură și pe unul dintre aleșii ei. Putem zice despre Bandac că el este unul dintre cei mai de seamă coloriști ai noștri, că el este unul dintre cei mai talentați pictori ai generației de mijloc. Despre acest fapt nu avem nici o îndoială. Dar în ceea ce privește însă colorismul pânzelor sale, după părerea noastră, el este mai degrabă suportul, materialul și vehiculul unor sentimente majore. Nichita Stănescu, iunie 1979. Albumul Anotimpurile, editat aproape clandestin de către un temerar editor, Gheorghe Constantinescu, avea să fie cel mai elegant și mai nobil din epocă.
avea mai ales să adune la un loc o mare parte din eseurile specialiștilor marcanți ai epocii și nu în ultimul rând mirările și exclamațiile artiștilor, scriitorilor și, desigur, în primul rând, ale poeților, cei stăteau aproape, adică umăr la umăr, lângă care pictorul ducea marele război pentru reîntregirea culturii și artei naționale, răstălmăcită la nesfârșit de neprietenii din lăuntru și din afara hotarelor, la rândule și ele ciuntite. Cu un ochi în Maramureș și cu celălalt lângă mare, Mihai Bandac frământă aur și cenușă într-o lacrimă de albastru, în vederea încropirii unui staur tainic în Carpați, unde să-și îndure ugele și miei o turmă pe vremea grea de ploi îndelungi și trosnete și furtună. Prin strunga cărea licăre jarul mocnind în spuze și se audă lângile pe sub stele, picurând raiul pe strașinile stelelor. Dacă el va avea răbdare îndelungată până la capăt, să asculte acest cer și pământ românesc cu smerenie cuvenită, pătratul pânzelor sale va fi lovit într-un amurg de lina lumina sărbătorilor noastre de taină și atunci se vor preface în sălași de locuit sufletelor noastre. Până atunci îmbrace straiul lucrării și priveghii peste osemintele înzestrării. Ioan Alexandru, mai 1979. Desigur, pentru cariera de excepție a unuia dintre cei mai expresivi, rafinați și străluciți coloriști pe care i-a dat pictura noastră, recunoscută la rândul în lume prin harul său cromatic, aveau să depună mărturii neprețuite Toma Caragiu, Ioan Alexandru, Nichita Stănescu, Fănuș Neagu, Ion Lăncrânjan, Eugen Barbu, Ion Băieșu, Gheorghe Pituț, Gheorghe Tomozei, Vasile Rebreanu, Negoiță Lăptoiu și mulți, foarte mulți alții. La curtea Bandacului în mijlocul și împreună cu acest alai fascinant și colorat de cântăreți, scriitori, actori și admiratori definitivi, care trimitea dincolo de boema secolului trecut, la lumea fermecătoare a evului de mijloc și mai departe, în antichitate, unde artele încă nu se înstrăinaseră unele de altele, la originea artei însăși, Bandac și anotimpurile sale aparțineau de acum timpului. Într-un album de prestigiu dedicat continuatorilor tradiției și filonului coloristic românesc din epoca modernă, autorul Mircea Grozdea afirma: pictura lui Mihai Bandac, disputată deopotrivă de colecționari și de specialiști, frapând și entuziasmând ca un spectacol inedit, ieșit din comun, impunându-se printr-o izbitor de proaspătă paletă, propunând evocări metaforizate, adevărate ode triumfale, amestecuri mirifice de sunet și culoare, de murmur și mișcare molcomă, rafinate și senzuale imnuri de adorație aduse soarelui și luminii, trădează prin vitalitate un primitiv, disprețuind ordinea schemelor ca pe o rațională justificare a neputinței, consemnând triumful inimii asupra creierului. Thank you.
Ai prăstrămunți n-au, ai n-au cine gură. Iată vin în cale să scobor la vale. Ai tritur mie de mie, ai cu ticiovane, ai o Tablourile lui Mihai Bandac sunt străbătute de un vânt de lumină, un vânt cântător, un vânt profund și îndelung vorbitor. Lumina din pânzele lui Mihai Bandac e vie și patetică. E melancolică sau vioaie, e jucăușă sau e plină de reflexibilitate, cum nu este din câte îmi dau seama decât la mari coloriști. Penelul său e înmuiat uneori în azur, alteori e înmuiat în albastrul dur al apei de mare, în care se aude parcă scrâșnetul sării. Văzute de ochii lui, dealurile Transilvanii, dealurile celui mai iubit și mai sfânt ținut, din câte sunt ale noastre, par mai altfel, sunt mai altfel, înfrățându-se în cer cu nepieritoarea noastră veșnicie. Ion Lăncrânjan, Luceafărul, martie 1983. Țară a minunilor trecătoare, pământ al făgăduințelor împlinite, scăldat de aura unui soare atotputernic ce luminează meleagurile carpatine aflate la răscrucea împărățiilor apuse, unde s-a născut o originală cultură spirituală, pictura lui Bandac, unul din pionierii acestei culturi, sigur pe el și pe datoria sa, ne dăruiește un limbaj greu de imitat, curajos, îndrăzneț, elaborat din adâncul unei logici plastice sănătoase, pline de forță și vitalitate lirică, contagioasă, aflată la polul opus al snobismului, trădând fuziunea nobilă a mediului natural și candoarea rustică a meșterului primitiv. Rafinată succesiune de poeme cromatice, partitură mai degrabă simfonică și cu rădăcini medievale, marcate de o autenticitate mândră și trainică, frumusețea materiei sale picturale se impune dincolo de ce semnifică și de modalitatea de execuție. O experiență de artă monumentală pe care, fără să ezităm la cuvânt, o vom numi de excepție. Își are ca sediu Slobozia și ca erou pe Mihai Bandac. A trece brusc de la o pictură de șevalet dominată de frăgezime și lirism la arta monumentală, demers artistic de altă natură și de alte proporții, era prin sine însuși un act de mare curaj. La Slobozia, Bandac și-a luat îndrăzneala de a împodobi pereții exteriori ai unor edificii publice, cu lucrări care sunt altceva decât ceea ce am văzut până azi. Un altceva care cere, prin tot și prin toate, superlativul. Prin Bandac, arta noastră monumentală își dezvăluie virtuțile decorative cu maximă relevanță. Ne-ar place să vedem cât mai multe dintre edificiile orașelor noastre împodobite cu astfel de artă.
o artă de care avem nevoie. Spiritul având nevoie de ușurare, de armonie, de confesiune limpede și limpezitoare. Ilie Purcaru, Flacăra, mai 1985. Iar ce lung ureo, hai și cu cel vrăgeo, hai mări să vorbim, hai și să sfătuire. Martor al unor vremuri încărcate de absurd, prin anii 70-80 ai veacului trecut, și-a individualizat factura picturală, sintetizând vâltorile imprevizibile ale naturii, prin subtila interferare dintre teluric, acvatic și celest, în ciudate pulsații de tonalități sobre, stinse, suprafețele transformându-se în adevărate oceane de ocruri rarefiate, de griuri și albastruri biciuite, de traiecte grafice ce încurajau impresia de spații viforâte. Sălășluiau în străfundul firii unui ardelean curat, robust, vertical, născut în nord-vestul țării, la Lucăceni, județul Satu Mare, în 1939, viguroase resurse de optimism care nu l-au părăsit nici în anii cei mai grei ai vieții sale. Mihai Bandac reprezintă specia rară și prolifică a artistului conștient de sine, care își valorifică integral disponibilitățile prin prinos de sinceritate, dăruire și puritate. Negoiță Lăptoiu, octombrie 2005. Iar cel mai nobil și mai tragic prin destin dintre marii prieteni și admiratori ai pictorului, Nichita Stănescu, avea să-i dedice deopotrivă lui, cât și fenomenului ce-l reprezenta, cuvinte și aprecieri devenite odată cu trecerea timpului, odată cu instaurarea judecății drepte a posterității nemuritoare. Pictura lui Mihai Bandac, spunea marele poet, are caracter simfonic. Anotimpurile lui ne amintesc de anotimpurile lui Vivaldi și mărturisesc că rare ori mi-a fost dat să întâlnesc o mai mare afinitate electivă între pictură și muzică. Culoarea lui Bandac nu este în sine și pentru sine, ci este expresia nemijlocită a unui dor, a unei melancolii sau a unei jubilații în fața măreției naturale cu precădere a peisajului transilvan. Ciclul intitulat Anotimpurile e predestinat să rămână în istoria picturii românești contemporane ca expresie a unui artist de primă mână și ca o înfăptuire monumentală prin unitatea de concepție slujită de mijloace estetice majore.
Pictura sa reprezintă un eveniment de primă mărime, o tulburătoare chintesență a spiritualității spațiului nostru, iar revelând un credo artistic, o etică a sentimentului și o estetică a expresiei de o rară forță. Măreția acestor picturi, a acestor opere de artă, stă, după părerea lui Nichita Stănescu, în profunda lor personalitate, care prin adâncimea morală se transformă în impersonalitatea artei populare. Esteticul, în cazul său, reprezentând o culminație a eticului. Vastitatea comprimată a peisajului nu mai implică de multă vreme ochiul. E vorba de o retină a retinei. E vorba de-a dreptul de starea inefabilă a naturii obiective. Recreând realul și nu degenerându-l în simbol, el opune natura sa interioară naturii obiective într-un nesfârșit război al Troiei. Mihai, dacă ești bun să intri în scenă. El este un om care a fost mereu alături de noi și care, într-un fel sau altul, a mijlocit prietenia noastră cu Nichita Stănescu. Minunați sărbătoriți, mândri și la fel de fericiți craioveni, am îndrăzit în seara asta să alătur acestei mari sărbători în holul frumos al Teatrului Național câteva sentimente colorate. Îndrăznesc mai ales, încurajat în timp de o parte din nemuritorii acestei generații, să vă aduc din Transilvania, din pădurile și din munții ei, tot niște sentimente, dar de data aceasta îngânate, fluierate cu modestele mele puteri. Vă rog să le primiți așa cum reușesc eu să vi le transmit și așa cum m-au încurajat în timp, într-o nebună seară de iarnă, Cozorici, Gheorghe, apoi într-o toamnă la Voineasa, George Constantin, apoi Amza Pelea în 1982, într-o nebună toamnă în Delta. Savigny-sur-Orge, 28 aprilie 2000, primărie, sala de festivități, bulevardul Charles de Gaulle. Declarație. Subsemnatul Mihai Bandac, pictor melancolic din Carpații României, foarte fericit de șansa de a vă întâlni și a expune în localitatea dumneavoastră minunată, pe propria mi răspundere, vă fac cunoscute următoarele. 1. După cel de-al doilea război mondial, la Alba Iulie, în primii ani de școală, aveam să aflu de la doamna învățătoare că cel mai important lucru pentru mine îl reprezintă nu țara și părinții, ci o revoluție, și anume Marea Revoluție din Octombrie. 2. În anii de liceu, la Mediaș, profesorul de literatură și dirigintele Horia Lupu, cu mare prudență și tandrețe, acompaniat strălucit de profesoara de limba franceză, ne atenționa că în destinul nostru cel mai mare rol l-ar fi avut o altă revoluție, care a avut loc în Franța, în 1789, și când umanitatea și-a câștigat definitiv dreptul la libertate, egalitate, fraternitate.
3. În timpul facultății, prin anii 60, profesorul și marele artist Alexandru Ciucurencu, școlit la Paris, pe malurile Senei, în Academia de Pictură a lui André Lot, ne recomanda, alături de ilustrul istoric de artă Ion Jianu, să considerăm Marea Revoluție Impresionistă de la sfârșitul secolului al XIX-lea francez ca singura ce trebuie să ne preocupe câte zile ne va da destinul. Vă asigur că asta am făcut și fac în permanență, iar rezultatele cercetării și înțelegerii de către mine a miracolului impresionist vă invit să le puneți de fiecare dată sub semnul limitelor și imperfecțiunii ființei omenești. Al dumneavoastră, cu deosebită considerație, prietenie și recunoștință. Mihai Pandac. Iar dacă în anul 1991, editura Cromwell din Londra, în colaborare cu cele mai prestigioase muzee, pinacoteci, colecții și galerii din Europa și din America, într-un album special, conținând monograme și semnături celebre ale pictorilor din toate timpurile, o prezenta printre foarte puținele, din păcate, românești și pe aceea a lui Mihai Bandac, suntem îndreptățiți încă o dată să ne amintim de revelația și, de ce nu, profeția lui Nichita Stănescu. De la Lucian încoace, n-am mai văzut o pensulație a peisajului ca la pictorul Mihai Bandac. El este cel mai mare colorist român la această oră, care s-ar putea să fie eternă.